77 de cazuri confirmate prin COVID-19 Raionul Căușeni, dintre care 39 de lucrători medicali. Șeful Centrului de Sănătate Publică, Andrei Cazacioc, a prezentat cifrele la data de 21 aprilie curent privind incidența noului tip de coronavirus în Raionul Căușeni. Astfel, din cele 77 de persoane infectate, mai mult de jumătate sunt lucrători medicali. Este vorba de marea majoritate dintre angajații Serviciului de Asistență Medicală Urgență din orașul Căușeni și o parte din echipajele de urgență din sate. Alți 4 lucrători medicali din cadrul Spitalului Raional s-au infectat, precum și o bună parte din medicii Centrului de Familie din oraș. În același timp, 14 cetățeni fac parte din categoria suspecți, 120 de contacți, iar 284 de oameni sunt în autoizolare. Potrivit oficialilor, un focar de infecție ar fi izbucnit și în întreprinderea Suvorovin, unde 6 angajați au fost diagnosticați că ar fi făcut boala. Întreprinderea nu și-a asistat activitatea în perioada regimului de urgență. Potrivit vicedirectorului medical de la Căușeni, Viorel Ceban, în dimineața zilei de marți, în secția de boli infecțioase ale Spitalului Raional, erau internați 37 de pacienți confirmați cu noul tip de coronavirus, 18 în gravitate medie, iar 19 în stare ușoară. 17 pacienți internați așteaptă rezultatele repetate ale testelor de laborator. Dacă acestea vor veni din nou negative, atunci pacienții urmează a fi externați. Potrivit conducerii Spitalului Raional, din data de 28 martie până în prezent, 8 pacienți contaminați prin COVID-19 internați în Spitalul de la Căușeni au fost tratați și externați la domiciliu. 2 dintre aceștia au ajuns acasă chiar în ziua de Paște. Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte regulile instituite și să rămână acasă.